m-am gândit că tot v-am povestit de întâlnirile astea ale mele parfum și ceai, dar încă sunt oameni sau parfum AET, franceză, și încă sunt persoane în care zic că ei, am venit și noi, dar nu știm cum se poate. În primul rând, întâlnirile se fac în București pentru că aici sunt. Simplu. Pot să fac întâlniri și în alte orașe, doar în condițiile în care sunt plătită să mă deplasez. Tot efortul, da, transport, cazare, efortul meu de a sta acolo o zi, pot să fac și asemenea întâlniri în alte orașe. 2. Întâlnirile sunt cu maxim 14 persoane, cu tot cu mine, pentru că nu vreau să le transform în bâlci. Pentru mine aceste întâlniri parfum și ceai înseamnă întâlniri între oameni cu adevărat pasionați de parfumuri, care au ce povesti pe tema asta, nu trebuie să fiți savanți sau nu știu ce, pur și simplu să aveți o colecție de parfumuri, nu contează că e Avon, că e Oriflame, că e de arăbești, că e de nișă, că e de ce vreți voi. Important este să simțiți un atașament față de ideea de parfum și să vreți să veniți să vorbiți cu alți oameni ca și voi. Și evident să vorbiți și cu mine. 2 sau 3. Întâlnirile eu momentan le organizez la camera din față din București, unde avem un loc plăcut de a ne întâlni. Consumația trebuie să fie de minim 50 de lei ca oamenii aceia să poată să țină practic un salon mai izolat, complet rezervat pentru noi, ca să nu ne deranjeze nici alții pe noi și nici noi pe alții. De asta consumația trebuie să fie 50 de lei, dar iertată să-mi fie remarca un ceai sau o cafea și o apă și sau cum îmi iau eu, îmi iau de obicei, îmi iau o prăjitură, un ceai și apă. Se face mai mult de atât. Dacă nu mănânci acolo ceva sau nu bei, poți să-ți cumperi pentru acasă cafea, se face acolo ceai, da? Ceai din ceaiul lor. Ceai, mă refer în plic, să le iei acasă să ți-l faci. 3. Eu întotdeauna am cadouri din partea diverselor mărci cu care eu colaborez. Câteodată am pentru toată lumea, câteodată am doar tombolă, dar încerc să fac în așa fel, deși văd că îmi și iese, ca nimeni să nu plece nemulțumit la modul că eu înțeleg chestia asta când te întâlnești cu un influencer, când te că asta e, n-am ce să fac, nu pot scap de eticheta asta. Îți dorești să primești și tu acolo ceva. Eu vreau să vă spun că și la întâlnirile unde nu am avut poate pentru toată lumea, am suplinit din ceea ce am eu acasă din alte pachete de PR. Astfel încât ca fiecare să simtă că primește o mică atenție din partea mea. Evident, atenția asta nu este cu niciun fel de titlu de nimic. E pur și simplu, adică omul dacă vrea îl primește, dacă nu vrea nu îl primește, dacă vrea să și-l toarne în cap și-l toarnă în cap, dacă vrea să fiecare face ce vrea cu cadoul ăla. Evident, mă ajută, nu am cum să fiu ipocrită, mă ajută dacă omul respectiv postează și dă tag și brandului în cauză și spune, bă, uite, a fost la întâlnirea tătucu și am primit chestia asta, știi? Apreciez lucrul ăsta, mă ajută chestia asta, că facem expunere la niște branduri care susțin totuși un eveniment mișto. Am stat și m-am gândit, mi-aș dori să fac niște evenimente unde... Da, știu, acest clip nu este complet. Are multe tăieturi pe aici pe acolo și ai vrea poate să vezi tot ce spun eu. Există o posibilitate să vezi aceste clipuri care sunt dedicate în special membrilor acestui canal de YouTube, să le vezi integral dacă îți activezi opțiunea de a fi abonat la canalul meu de YouTube. Cum poți face asta? Dacă te uiți acolo lângă butonul de abonare și lângă clopoțel, există butonul Join sau Alătură-te. Dă click pe acel buton și vei vedea că sunt cele două opțiuni de abonament. Din momentul în care ești abonat al acestui canal de YouTube, poți vedea toate clipurile care sunt destinate doar membrilor și vor tot urma clipuri de acest gen. Sunt și din urmă, vor mai urma și evident este un lucru în plus pentru cei care apreciază responsabil acest canal de YouTube. Știu că există și această preconcepție, da, sigur, trebuie să ne abonăm la canal ca să primim informații. Dragilor, nu i-am inventat această opțiune și mai există încă un lucru.
munca unui om, oricât ar fi de neinteresantă sau chiar dacă este bazată doar pe hobby și pe pasiune, la un moment dat trebuie să fie răsplătită. Ca de altfel, mulți creatori de conținut vă pun la dispoziție clipuri sau fotografii sau multe alte lucruri doar dacă plătiți pentru acele lucruri. Dacă te-ai bosunflat, asta e. Ia-ți la revedere de pe acest canal de YouTube, se la vi. Îți mai pot spune însă că te așteaptă peste 2000 de clipuri filmate în vreo 7-8 ani, care sunt cu acces complet gratuit și pe care le poți vedea oricând. Însă, începând din acest an, din ce în ce mai multe clipuri vor fi dedicate celor care sunt abonați cu plată la acest canal de YouTube. Cred că am un fir de păr de la Panda sau de la Max. Vor fi în continuare, bineînțeles, și clipuri destinate tuturor abonaților acestui canal de YouTube, dar vor fi din ce în ce mai multe clipuri destinate membrilor abonați sau clipuri pe care le poți vedea complet, nu trunchiate, cum este acesta. Îl poți vedea complet doar dacă ai opțiunea de membru al acestui canal de YouTube. Îți mulțumesc, oricum ai fi și abonat normal și membru, îmi pare bine că ești aici pe Beauty Barometer. Toată organizarea, așa să zic, să fie din partea unui sponsor, măcar partea financiară, să zic, adică și catering, și ceea ce mâncați, beți voi acolo, dar să avem și un speaker competent, mă refer, un om care lucrează în industria parfumurilor, un om care e chiar chimist, un om de laborator. Mai că oamenii ăștia trebuie plătiți pentru așa ceva. Eu nu pot să vă aduc pe cineva să stea de vorbă cu voi și să vă explice, să vă răspundă la niște întrebări, să-l iau așa 2 ore pe el de acasă, hai vino că ne întâlnim cu 14 oameni care sunt pasionați de parfumuri. Da, deocamdată eu fac așa, pentru mine este un proiect, în primul rând, care face mie plăcere. Mie îmi face plăcere să mă întâlnesc cu oameni pasionați de parfum. Apropo, aducem și cărți despre parfumul la chestia asta. Fiecare vine, deci întotdeauna masa se umple, se umple, fiecare scoate pe masă mostre. Mai sunt oameni care își fac cadouri între ei. Uite, ți-am adus mostra asta, nu știu ce. Adică e un lucru fix pentru ăștia care chiar iubim parfumurile, care avem acest viciu al parfumurilor. Eu întotdeauna anunț public, adică nu este ceva pe la spate, că am auzit asta, dacă ea nu și invită decât prietenele. Doamne, iartă-mă, sunt oameni care au venit și vă pot confirma, uite, chiar le rog pe fete să dacă să comenteze aici la clip, sunt oameni pe care nu îi știam, că mai îmi comentau pe YouTube sau pe Facebook sau pe Instagram, dar nu am văzut în viața mea cu ei. Sunt oameni care nu, nici nu știam cum arată, adică mi-aduc aminte că la prima întâlnire chiar am și stabilit, tu cine ești, eu sunt Cutărescu, sunt Cutărescu și ei mă cunoșteau pe mine că mă vedeau pe YouTube, pe nu știu ce, dar eu nu-i cunoșteam pe toți, așa că eu anunț totul public, nu e nimic pe sub mână, că n-am ce să fac pe sub mână. Da, spun, înțeleg că oamenii gândesc lucrurile astea și din perspectiva tuturor mizerii care se întâmplă în zona asta de online. Pentru că se întâmplă, eu știu foarte bine. Sunt și evenimente de brand unde se invită influencer doar pentru. Și sunt și plătiți să vină la eveniment și primești și super goodie bag-uri și nu știu ce, pentru că sunt prieteni cu PR. Deci nu, prieteni mă refer, prieteni adevărat sens al cuvântului, adică ies la cafele, merg în excursii împreună, merg la băute, merg la club, merg mai nu știu ce. Nu că ar fi asta o problemă. Adică, faptul că ești prieten e foarte ok, dar să-ți și livrezi, adică să nu să pui tu pe listă pe un om care doar ți-e prieten, dar nu livrează mari lucruri și nu are nicio legătură, cum am văzut și cred că vedem la multe evenimente de beauty, că se duc oameni care habar n-au și care spun, cum a fost, mi-aduc aminte evenimentul de la Dior, această sticluță este drăguță și seamănă și cu cealaltă. Uite, Dior are parfumuri cu sticluțe care seamănă toate între ele. N-am să uit niciodată acea influență. Ți-e bine, săraca, ea era pe modă și a fost chebată, trântită, hai vino la eveniment Dior. Și ea ce să spună, mai avea și plătit să facă stories și nu știu ce, nu s-a pregătit și a zis, sticluțele astea seamănă între ele. Era vorba de Maison Dior, parfumurile din seria de lux de la Dior. Ce era să zică beata de ea? Bine, asta cu foarte mulți ani. Și asta, chemi pe un om care ți-e doar prieten și îl scoți de pe listă pe unul care nu ți-e prieten, poate nu ți-e simpatic, dar îți livrează. Nu știu, am deja fac anul ăsta
aproape 11 ani de când fac și partea asta de PR pe cont propriu. Întotdeauna pun pe listă pentru clienții mei influencer pe care eu nu îi plac personal. Adică nu mă duc să stau cu ei la cafele. Eu oricum prea mă duc la cafele. Nu stăm bot în bot. Nu ne sunăm de Paște și de Crăciun. Adică n-am niciun fel de relație personală. Unii nici nu știu dacă am copil sau nu și așa. Este strict... E o chestie profesională și eu cel puțin când pregătesc listele de influencer pentru clienții mei, la fiecare spun de ce, are atât, are relevanță pe asta. Da, că se întâmplă că mai ratez pe unii, dar pur și simplu nu am nici niște bugete fără limit, adică mi se spune 10 oameni sau 15 oameni într-o campanie sau atâta, n-am de unde, adică... Și asta știu de la toate brandurile, dar e foarte nasol când vezi la o listă de oameni care sunt băgați într-o campanie, oameni care n-au nicio legătură cu domeniul respectiv. Da, mi-aduc aminte de Alexia Eram când făcea campaniile alea pentru Douglas la gama aia de skincare Kylie sau nu mai știu care și se vedea că efectiv fata se chinuia, adică era atât de la nen de mână să prezinte produsele, rutină, se vedea că era ca un copil de la scos la tablă și în căruia măsa i-a zis, băi, ai grijă. Scrie așa, spui dumneavoastră, nu știu, fix așa se vedea că e forțată. Da. Da, știm pentru ce. Deci, evenimentele parfum și ceai, nu am nicio legătură cu nicio prieteneală, cu niciun nimic. Venim oameni pasionați de parfumuri, eu anunț întotdeauna public lucrurile astea pe Facebook, pe Instagram, trebuie doar să mă urmăriți și să vedeți când postez. Mai mult de atât nu am ce să fac, că spun asta pentru că mai sunt oameni care spun, vai, dar eu n-am văzut. Draga mea, nu este... Nu trebuie, asta înseamnă social media, dacă ai niște oameni pe care îi apreciezi în mod deosebit, să-i urmărești constant, la 2-3 zile să intri la ei pe conturi și să vezi ce se întâmplă. Pentru că algoritmii actuali de social media, într-adevăr, ne dau în cap bine de tot. Adică eu am văzut mai nou acum că nici notificările din YouTube nu intră la oameni care mă urmăresc de ani de zile și care mi-au mai spus, Bana, nu mi-a intrat notificare, ce uite, mă uit și acum, nu am notificare că ți-a apărut clip. Sau la fel de pe Instagram, pentru că la un moment dat mi-a scris cineva, n-a, dar mai ieși, e zice, ai iar probleme cu Instagram? Nu, zic, nu am probleme. După aia mă caută, zice, aha, da, gata, te-am găsit. Ce mă, dar nu mai intra în feed nimic, zice, deși era o persoană care mai comenta. Asta e, sunt algoritmii de social media. Avem o problemă pe care am semnalat-o și pe stories pe Instagram, adică eu am problema și din ce am înțeles, nu doar eu, cu produsele de la Chanel. Oriunde deschizi social media și te duci spre zona aia de psihologie, de life coach, așa, nu mai pot cu acești life coach și trainer pe feminitate și care ne învață cu energia masculină și feminină și toate aceste scorneli de, le zic eu, psihologi de debara. Mai sunt niște aberații... Mai postează unii. Bine, pe TikTok nu mai duc. Dar hai măcar rămânând în zona LinkedIn. LinkedIn este o rețea de social media pentru profesioniști, adică acolo te prezinți ca profil profesional. Dar nu se poate de acum să amestecăm și în partea asta de muncă că un manager care are energie masculină, că un manager care are energie feminină, că băi, nu se poate, băi, ce facem? Mai avem un pic și ne întoarcem să facem estimările de vânzări cu ghiocul, nu? Dând cu... chemând tarotiste, nu? La birou, le angajăm pe post de consultant de vânzări, nu? Să ne zică... Nu mai facem analize de vânzări, noi facem stocuri, noi facem inventar, nimic, angajăm niște de astea, conflictele de muncă le rezolvăm cu niște life coach care o să ne învețe cu energia feminină și masculină. Nu se poate, adică există foarte mulți life coach acum, e o invazie de ei. Cum era la un moment dat de make-up artist,
cred că erau, dar și acum sunt o grămadă de make-up artiști, make-up artiste, de fapt. Dar la capitolul life coach e mai periculos pentru că oamenii ăștia își arogă niște roluri de psiholog. Ca să ajungi psiholog, prima dată trebuie să faci facultatea de psihologie. După ce faci facultatea de psihologie, trebuie să faci master. După ce faci master de psihologie, trebuie să faci practică pe lângă un psiholog, 200 de ore, și ăla să te valideze niște lucruri și apoi vine, treci mai ceva, un examen sau o certificare la Colegiul Psihologilor. În stilul ăsta, așa, și aud oameni care, băi, care dau bani la life coach dintre ăștia care învață că energia e masculină și feminină, că de-aia nu-ți merge la serviciu, că ai prea multă energie masculină ca femeie și de-aia n-ai rezultate. Se vede că am tras astăzi la sală cam mult, deși am venit acasă, bineînțeles, am făcut duș, m-am spălat, mi-am refăcut toată rutina de skincare, acum după ce am aplicat tot așa, spray facial, ser, cremă. Mai vin un pic cu milkișu pentru că, nu știu, da, am și fost obosit, așa, după o săptămână plină și simt nevoia de mai mult confort. Așa. Mi-am mai activat acum ceva febră musculară pentru că am lucrat niște exerciții de picioare. Oh, domnule. Și am forțat un pic. Am un stil foarte nesănătos, să spun așa. Când nu vin cei doi sensei la sală sau când din cei doi sensei nu vine nici măcar unul, am prostia în cap de a lucra mai mult și mai intens. Parcă mă simt, adică zic, mamă, dacă ei nu sunt aici, să nu cumva să fac eu mai puțin. Adică am un sentiment de ăsta că trebuie să fac mai mult, să... Da. Și a venit și un coleg care, el chiar dacă din punct de vedere fizic este de 100 de ori mai... Da, deci un băiat care a făcut judo și așa, dar acum vrea să se inițieze și în Shotokan tradițional, trebuie să-l învăț și pe el niște lucruri. La el nu se pune problema de anduranță sau de forță, la el se pune problema doar că cineva trebuie să-i arate tehnica. Și m-am concentrat și mai mult. Da, nu știu, în capul meu așa câteodată. Da. Asta vă zic că sunt așa puțin cam obosită. Bun, hai să vă zic ce am făcut aseară. Am făcut așa. La capitolul chestii de astea mai mișto, mai în afara muncii, am fost la un nou eveniment, Let's Talk About Menopause, cu Ileana Vadiu. Îmi place ce face ea ca eveniment, ca mesaj. Chiar dacă poate uneori acolo se exagerează ceva gen, vai ce frumos e să fii la menopauză, come on. Dar e mai bine că prin exagerare poate sunt încurajate femeile, încurajate persoanele care încă au o reținere față de acest subiect, încă se simt complexate. Mă refer la femeile care intră la menopauză fie prea repede sau care intră la menopauză și au diverse prejudecăți legate de chestia asta. Și hai să vă arăt ce am primit acolo, pentru că au fost niște goodie bag-uri așa consistente. Imaginați-vă că am fost 400 de femei acolo și vreo 2000 erau pe live-ul pe care s-a făcut pe Facebook, pentru că în cadrul acestor evenimente sunt invitați și medici, specialiști din diverse domenii, dar care și știu să explice lucrurile, îmbină partea de știință cu partea de a vorbi maselor. Și după aia este Ileana în sine, Ileana Badiu, care e o persoană. Ea, ca profesie, asta este PR, este om de comunicare. A avut ghinionul să intre mai repede în menopauză și să aibă tot felul de stări nu foarte plăcute.
Însă, pentru că ea a muncit să-și găsească ei soluție de sănătate, uite că a avut o idee foarte mișto să dea și mai departe mesajul ăsta și mi se pare foarte și generos, dar și profi în același timp. Pentru că, evident, ea din asta își face un business, ceea ce este foarte ok, dar face un business îndreptat, până la urmă, spre o comunicare corectă și echilibrată a unui subiect foarte sensibil, menopauza. Menopauza nu înseamnă doar că gata... te apropii de perioada aia în care nu mai ai menstruație ca femeie și îți scade fertilitatea, înseamnă foarte multe lucruri de impact în viața unei femei. Conștientizezi fizic, psihic, tot că îmbătrânești și oricât de deschis la cap și pozitiv ai fi, nu oricât de pozitiv, și dacă ești o persoană pozitivă, nu ai cum să nu te... râcăie un pic așa, știi? Că nimeni nu vrea, toți vrea să, nimeni vrea să îmbătrânească, toți vrem să fim sănătoși, tineri și frumoși. Numai că vine și vârsta aceea. Da. Și asta e bine, că femeia asta adună acolo femei care trec prin diverse faze de raportare la menopauză sau la diverse lucruri legate de sănătatea specifică feminină, specific feminină și... E foarte bine că încurajează la dialog, la te exprima, la folosi corect termenii, că nu înseamnă că dacă ești la menopauză nu mai ești femeie, nu înseamnă că dacă ești la menopauză sau dacă te apropii de menopauză nu mai poți să faci niște lucruri, nu înseamnă că ești mai puțin femeie decât una care, cum zicea și Carmen Brumă la evenimentul pe care l-am avut cu clientul meu, cu Vitavea, spunea, păi tocmai, ea este în faza de perimenopauză, ca și mine, și spunea, parcă acum mă simt mai femeie, parcă acum am ajuns la un echilibru, am ajuns așa, m-am documentat, m-am informat, am văzut și din greșeli, da? Da. Bun, hai să vă arăt ce am primit acum la eveniment. Fost o sacoșică din partea celor de la Barza și, apropo, cei de la Barza fac și test de menopauză, care îți identifică un anumit hormon în urină. Și apropo, uite și de asta cu sarcinile nedorite, se întâmplă, din păcate, ca femeile să creadă că au intrat la menopauză, de fapt încă n-au intrat la menopauză, și să nu se mai protejeze și să se trezească cu, Doamne ferește, o sarcină nedorită la o vârstă foarte înaintată, gen 50 de ani, când lucrurile sunt așa. Oricât ai vrea să spui că, domnule, că dacă așa s-a întâmplat și așa, e un mare risc. Deja după 35 de ani începe perioada când tu, ca mamă, ai mai multe riscuri în sarcină. De la 35 de ani sunt niște... Dacă ai rămas gravid de la 35 de ani, sunt niște teste în plus care se fac, în fine. Cu atât mai mult la 50 de ani, nu este... cel mai bun moment de a face copii. Evident că dacă totuși toată viața te-ai chinuit și n-ai reușit și așa și se întâmplă, singura chestie e că atunci să fii foarte atent, să-ți găsești, să-ți identifici medicii care să te lămurească și să te ghideze spre a face tot ceea ce e mai bine, în primul rând, pentru sănătatea ta și apoi pentru sănătatea copilului. Ca asta nu înțelege nimeni. Observ încă în continuare că dacă mama nu este sănătoasă, copilul n-ar să fie sănătos. Prima condiție este ca mama să fie sănătoasă, să fie liniștită, să mănânce bine, să se odihnească, da? Ca ea apoi să poată concepe copilul, să se instaleze sarcina și totul să fie bine, după aia, după ce naște, să se refacă, să poată alăpta, să aibă grijă de copil, pentru că... Am văzut și acum, e încă chestia asta, vai, naște cineva și vine toată familia acolo unde vine, că sunt și situații unde nu vine nimeni, deși înainte toată lumea zice, vai, dar o să te ajutăm, pa, la revedere. Eu vorbesc de situațiile și de partea cealaltă, când oamenii vin să te ajute și, de fapt, nu vor decât să se mulțumească cu copilul și nu înțeleg că, practic, mama are nevoie să fie ajutată ca ea să poată să-și grijească copilul. Deci nu trebuie să veniți voi, cei care veniți din afara familiei, să-i schimbați păturicile, nu știu ce, și toată ziua să-i dați sfaturi cum să alăpteze copilul. Așa mai departe, lăsați-o pe mamă în pace, aveți grijă de ea. Să aibă liniște, să mănânce bine, să nu frecați la cap.
se poată duce și ea la toaletă liniștită să-și facă un duș, voi în timpul ăsta, doar trebuie să supraveghează copilul, nu trebuie să faceți nimic cu el. Eu fiind pățită, din acest punct de vedere, îmi permit să dau un sfat necerut. Dar o să vă zic așa, dacă intenționez să rămâi însărcinată, sau ai rămas însărcinată, evident că vei avea nevoie, de, indiferent de ce, dacă ești, și dacă ești campioană la, la haltere, dacă ești... Apropo, dacă ești centură neagră la ce vrei tu, la karate, și ai născut, crede-mă că imediat după ce ai născut o să fii și cea mai puternică femeie din pe planetă, tot vei avea nevoie de cineva să te ajute. Pe tine. Nu să te aibă treabă copilul. Cu tine. Să te ajute cu treaba în casă, cu mâncarea, pentru că tu vei avea nevoie să mănânci, cu grija față de tine. Cineva care să stea acolo în liniște și tu când ai nevoie de o supă, de un pahar cu apă, de un ceai, de o mâncare ușoară și sănătoasă, să fie acolo și fără să comenteze că, vai, dragă, te-ai cam îngrășat, dar nu mai mânca de aia că o să-ți cadă lactația, dar nu bășini între astea. Că nu ai nevoie, după ce ai născut, de niciun comentariu de acest gen. Nici că copilul e prea mic, nici că e prea mare, nici că plânge prea mult. Nu, asta tu, ca mama, ai instincte și, slavă Domnului, ești educată să te duci la un medic, dacă ai nevoie, de sfaturi, alt sfat. Tot necerut, dar eu vi-l dau și jurați-mă dacă vreți, dar mai vorbim noi după. Nu intrați în grupurile de mămici. Sunt cele mai periculoase locuri din punct de vedere psihologic, emoțional și funcțional. Nu, ai o problemă, ai pus mâna pe telefon, sun pediatru. Domnul doctor, i-a ieșit o bubiță roșie pe spate, ce fac? Nu pe grupuri. Cel mai caz, duci la o farmacie și încerci să găsești o farmacistă care să te lămurească puțin. Dar niciodată în grupurile de mămici. Never, ever. La fel, evită să ceri soluții de la persoane care sunt de-astea cu prejudecăți, cu lasă că pe vremea mea era așa, cu soluții de-alea naturiste. Bea trei lingurițe de ceai de ciuboțica cucului, dă-te cu apă de flori de așa, pune ulei esențial de floricele de porumb și o să streacă stările de depresie postpartum, că cu ele o să rămâi, sau colicile copilului, nu. Se discută cu un pediatru. Practic, și încă dinainte de a naște, ar fi bine să te uiți așa în jur și să începi să te informezi ce pediatri poți găsi. Un pediatru care să-ți răspundă la orice oră pe telefon sau pe WhatsApp, care să ai o comunicare directă și care să-ți explice fără să te umilească de problemele copilului. La fel și din familie, dacă poți să-ți identifici pe cineva cu care să discuți foarte concret, negru pe alb, frate, eu o să nasc în noiembrie sau în decembrie sau în ianuarie, februarie, mai, whatever, în ce lună, am nevoie primele alea 40 de zile să vii să stai zi de zile de mine. Poți? Da. Nu? Pune mâna și caută încă de când ești în luna a treia, a patra, caută o bonă pe care întâi să o testezi chemând-o la tine acasă să-ți facă mici lucruri, oricum și când ești gravidă ai nevoie, poți să chemi, hai să facem curățenie împreună sau hai să facem mâncare împreună, să vezi dacă ai chimie cu ea. Contează foarte mult ca omul care îți va sta alături în perioada de după ce o să naști să nu te deranjeze, să te brueze, să nu te umilească, să nu te jignească, să nu te facă să te simți prost, să nu fie agresiv verbal sub nicio formă, pentru că oricum după ce ai născut, ești mai sensibil, înmulțește sensibilitatea ta firească cu 100 de ori. Nu e ceva rău, e absolut ceva firesc. Natura îți dă forța aceea de sensibilitate pentru că îți crește instinctul natural de a-ți proteja copilul extraordinar de mult. Deci bucură-te de aia de atunci, dar nu-ți folosi instinctul ca să-ți calmezi familia, că nu trebuie să pui prosopel călduț cu oțet pe burtica copilului și tot felul de alte aberații pe care le-am auzit. Sau să-i bași suzeta copilului din 3-3 minute în gură că nu l-a lăptat atât de des, că nu știu ce, așa mai departe. Ascultă-ți instinctul și pe doctorul pediatru. Ăștia sunt. Nu grupurile, nu mămici, bunici, mătuși, cu tot felul de idei. Poți cel mult să identifici în familia ta pe o persoană care e foarte echilibrată la cap, pe acolo. Și la fel, dacă nu reușești să identifici, v-am zis, caută un om plătit cu care să discuți concret negru pe alb. Nu te baza, știu, toată lumea o să spună, vai, da, o să venim toți să te ajutăm. Mm-hmm, fix? Da, fix. De-aia discuția a pornit de la Barza, că
pe cât te bucuri în momentul în care îți dorești copil că ți-a ieșit testul pozitiv, pe atât de dezamăgită vei fi când vei observa că bucuria aia este doar a ta și Doamne ajută și a tatălui copilului, că mai sunt și situații în care tații sunt și oameni, sunt și tați extraordinari, sunt tați, adică sunt adulți, bărbați care devin tați și care se comportă exemplar și așa cum trebuie să se comporte un adult care este responsabil de viața unui copil. Dar sunt și tați care încă n-au fost înțărcați de la propria lor mamă și care a apărut altul mic. Eu ce fac? Nu mai sunt băgat în seamă. Păi, Doamne, iartă-mă. Da. Că discutăm dintr-una în alta, dar sunt tot problemele femeilor. Problemele. Sunt lucrurile... Vezi că societatea ne învață să le privim ca probleme. Nu sunt probleme. Sunt lucruri firești ale femeii. Noi ca femei trebuie să facem frumos în fața societății, da? Când vine momentul să naștem, naștem și ne ocupăm de copil. Gata. Deci, nu se întâmplă nimic dacă câteva luni ieșim din circuit. Aici mai am un test rapid de COVID, influența antigen. Mulțumesc celor de la Barza. Mai am aici ceva de la Halova. Ovule cu acid hialuronic, cu aloe vera, extract de gălbenele, vitamina E. Și am aici o grămadă de materiale. Imediat o să le iau și o să mă întrerând ce sunt. Uite, aici am ceva, un cod de reducere la Barza, dacă vreau să-mi iau chestii. Despre testele de la Veneris, știu, am avut și o colaborare cu ei. Explică despre testul de menopauză de la Barza, care detectează calitativ prezența hormonului de stimulare foliculară, FSH, în urină și vă poate spune dacă vă aflați în perioada de perimenopauză sau menopauză. Acuratețe de 99%, se recomandă testarea începând cu vârsta de 40 de ani. Mănuși pentru spălarea corpului, igienă corporală fără apă și clătire. Cum adică? Fără latex, alcool, acest pentru a fi delicate, lăsându-o să respire liber. Corpul ras și îngrijit, fără apă și fără clătire, da, mamă. Bonetă cu șampon. Astea sunt probabil pentru perioadele alea, Doamne ferește, când... Și când Dumnezeu să folosesc? Să ieși, igienă corporală fără apă și fără clătire. Probabil, nu știu, pleci la cortul. Pentru alea le văd sau stai într-o zonă în care nu câteodată ai pană de apă. Mamă, vă cer cadou la ADAF Dental Clinic, care văd undeva pe strada Popa Savu 65. Și uite, mi-e bine că spun asta, menopauza și perimenopauza sunt perioade fiziologice din viața oricărei femei în care corpul trece printr-o serie de schimbări profunde. Și zice că uscăciunea gurii, modificările gustului sau sensibilitatea gingiilor, da. Sunt de acord. Vitamina cerebr, nu, vitamineral de la Type Nature. Stai că aici am o sacoșă întreagă. Acum am văzut, sunt niște vitamine care vin din Portugalia. Bun. Halova. A, despre ovulele cu acid hialuronic. Băi, ce... Mi-aduc aminte că foloseam și eu niște ovule când și când. De eram mult mai tânără. Am uitat cum le ziceam. Dar mi-aduc aminte și vă zic. Astea sunt cu acid hialuronic, vitamina E, aloe vera, extract de gălbenele, un ovul pe zi, primele 10 zile, apoi un ovul odată la 2 zile. Pentru ce? A, indicație uscăciune vaginală cauzată de vârstă, diverse patologii, tratament cu anticoncepționale. În fine, de acolo. E bine că trebuie să vorbești cu domnul doctor înainte. Chestiuțe de la Vichy din gama Neovadiol. Știți experiența mea cu Neovadiol, nu este cea mai fericită, o să le țin, să le dau cuiva care folosește Neovadiol. Pe șervețelele Barza cu bicarbonat de sodiu le cunosc deja, le mai cumpăr și eu din când în când dacă știu că urmează să plec, să am călătorii, să am chestii intrate, altfel nu. Ca să intrăm în discuții de-astea mai ca între femei, eu prefer să mă spăl, nu știu, cam evit folosirea șervețelelor. Adică dacă simt nevoia că, bine, na, sunt acasă, prefer să mă spăl decât să folosesc tot felul de șervețele, inclusiv pe perioada menstruației. Evident, cu geluri de spălare dedicate zonei intime și mai nou. Sunt deja la al doilea tub de gel de spălare de la Imar și îmi place foarte mult. Am văzut diferența încă de la primul flacon pe care l-am folosit.
Gama Vital Mineral. Asta sunt ceva, niște vitamine am văzut din Portugalia. Oamenii au fost drăguți și ne-au dat aici și un dita mai catalogul și chiar o cărțulie despre toate aceste și niște bonuri de reducere. Catalog de produse 2024 cu toate produsele lor și pentru pediatrie. Sistem cardiovascular. Se cheamă Type.Nature. Aici dacă vedeți dați-i, găsesc și au pus în sacoșă tot felul de vitamine sub formă lichidă, ceea ce pe mine mă încântă. Eu am avut niște probleme de glutiție, deci sunt așa niște mini doze aici, ca să fie ca o mostră. Sunt mai multe aici, de mai multe feluri. Ce mai am pe aici? Mai e ceva din partea celor de la Boost for Life. Boost for Life, un magneziu bisglicinat. Nu am știut de acest magneziu până acum, arată așa. N-o să mă informez dacă este ceea ce am și eu nevoie, dacă aș avea nevoie de așa ceva. Ce mai am pe aici? O punguliță de la farmacia Crisia. Am înțeles că ei au un super laborator în România și fac niște chestii. Bine, mi-a mai dat o oglinduță. Crisia. Pasiune, personalizare, inovație, asistență farmaceutică. Terapia de substituție hormonală. Deci oamenii fac... de asta cum se cheamă? Vă zic acum, prin terapia de substituție hormonală cu hormoni bioidentici, înțelegem un plan terapeutic complex folosit pentru restabilirea echilibrii hormonal în organism. Administrat și preparat corect, acest tip de tratament are beneficii pe termen lung. În zilele noastre, pacientele își doresc mai mult decât eliminarea bufeurilor. Astfel, în sfera preocupărilor, dumnealor, intră și probleme legate de scăderea libidoului, uscăciune vaginală, fluctuații de greutate, pierderea memoriei, tulburările de somn, dereglări menstruale, diminuarea masei musculare, toate efectele ale dezechilibrului hormonal. Și sunt aici o grămadă de detalii despre aceste tratamente. Am auzit-o și pe Carmen Brumă vorbind de aceste tratamente. Mai am aici și un voucher pentru suplimentele Super Age de la Regent Swiss, produse pentru combaterea simptomelor perimenopauzei și menopauzei. Da. Ce să zic, bravo pentru organizare și pentru implicarea atâtor parteneri. Știu câtă muncă este aici în spate și cu atât mai mult apreciez că e și o inițiativă de comunicare cu beneficii clare pentru sănătate. Uite, îmi place ce face și Monica Rădulescu cu Mia, cu mă iubesc azi și cu cât militează pentru prevenție, doamna doctor Roxana, doamna doctor Bohâlțea, care este care este președinta, da, ea este inima acestei asociații de sănătate preventivă și încurajează foarte mult toate demersurile necesare în sănătatea femeilor. Îmi place ce face Ileana Badiu, îmi place ce face brandul Vitavea, de care mă ocup ca parte de PR. Îmi plac toate aceste lucruri care au apărut în sfârșit. Eu mă gândeam că o să fie mai târziu, dar chiar mă bucur că se întâmplă acum. Mă bucur că în sfârșit în țara asta se poate vorbi despre menstruație, de perimenopauză, de menopauză, de contracepție, de toate lucrurile astea, fără să mai... Da. Sau, vai, nu am vorbit despre asta. Sau, vai, menopauza este o problemă. Nu este o problemă. La fel, nici faptul că o femeie are o menstruație mai problematică nu este o problemă și nu se mâțâie, pentru că am auzit chestia asta, că aia se prostește doar ca să nu vină la serviciu. Ei, uite că în Spania, apropo, în Spania deja poți să-ți iei o zi liberă acoperită de asigurările de stat, ca o zi de concediu medical pe lună, deci poți să-ți iei o zi pe lună strict pentru a sta acasă
și a-ți asigura o liniște necesară în perioada menstruației. Bravo, Spania! Sper să mai apară și prin alte țări acest demers. A spus cineva, vai, dar o să fie abuziv. Este o dată pe lună. Cred că, până la urmă, orice femeie, hai să o recunoaștem, indiferent că e mai puturoasă, că am auzit și... Da, poți să fii mai puturoasă de felul tău. Sau că ești mai harnică, sau că mai ești nu știu ce. Biata de ea, indiferent care e ciclu mai dureros sau mai nedureros, ea dacă o să rămână acasă și nu o să mai ducă la serviciu, pot să pun pariu că în România o femeie dacă rămâne acasă o zi în plus, îți spun imediat ce face. Dă cu aspiratorul, face curat, face o oală de ciorbă, face mâncare, calcă, se duce la cumpărături, stă cu copilul, face temele. Dacă nu are copii, sigur iar face curat, nu știu ce. Nu, eu nu cred, adică din tot ce cunosc și cunosc femei de toate facturile și tipurile, o femeie căreia chiar îi se va da drept o lună, o zi pe lună, să nu facă nimic și să stea acasă, nu că nu o să facă nimic. Așa legată, cu burta în mână, cum zic eu, tot o să facă ceva. Tot o să frece grețea la bucătărie sau la baie. Tot o să spele pe jos, tot măcar o să șteargă un colț, tot o să facă curată într-un sertar. Adică, până la urmă, societatea are nevoie ca femeile din când în când să fie libere, că... Uite, stând acasă și făcând curat, consumă curent, consumă detergent, adică e un catalizator pentru industrie, face de mâncare, deci contribuie la sănătatea familiei, așa că dacă e să mă întrebați pe mine, cred că în sistemul de asigurări chiar ar trebui gândit cu cât ai mai mulți copii, nu doar să-ți se dea banii în plus, dar mai ales să-ți se dea niște zile libere, asigurate, deci acoperite de asigurări, zile în care tu poți să te ocupi de familie, de copii, de așa mai departe. Mă gândesc, uite, la femeile pe care le cunosc din viața mea care au 2-3 copii. Ce nevoie au ele de, nu de o zi pe lună, măcar de 2 zile pe lună în care să se ocupe mai serios de copii, să le facă ceva mai bun de mâncare, să stea și să le facă curat în dulap, să așa. Deci nu ar fi o pierdere pentru societate. Da, probabil că o să ai un procent de 0,001% de femei care chiar o să stea în pat, dar crede-mă, o femeie o să stea în pat în România cu adevărat de durere, de o problemă. Sunt foarte puține care vor sta în pat că să stau să mă uit la televizor sau la telenovele sau la Netflix. Și până la urmă și aia, să știi că e oarecum bine, pentru că ea o să fie mai odihnită. Când o să vină copilul acasă de la școală, va fi cineva care să-l asculte, să stea de vorbă cu el... Nu știu, poate să... Chiar și dacă faci o comandă la pizza și mănâncă cu copilul lângă ea, că și pe ea o doare burta și copilul abia vine de la școală, tot e mai bine. Da? Evident, nu sunt de acord cu lenea completă, cu a te detașa complet și a aștepta ca doar stâlpul, în fine, tatăl, partenerul să se ocupe de tot ce înseamnă acoperirea nevoilor financiare ale familiei. Însă, nu, chiar nu sunt de acord cu asta. Nu sunt de acord. Eu consider că orice adult, indiferent de ce sex are, de ce asta, trebuie să-și asigure măcar mâncarea și mâncatul și somn, dacă este sănătos. Dacă nu este sănătos, ok, atunci asta e. Cineva va trebui să aibă grijă de el. Dacă ești sănătos, din punct de vedere și medical și emoțional, trebuie să fii capabil să muncești ceva, să-ți acoperi ceea ce ai nevoie. Dar ca femeie și mai ales ca mamă, uite, eu de simplu n-am cum să iau concediu medical pentru că sunt pe FEA. Dar mi-aduc aminte când imediat ce m-am întors după concediu de îngrijire copil, mi-a spus și ginecologa și doctorița de familie că am dreptul la niște zile de concediu medical în plus pentru copil și mi s-a recomandat să le folosesc pentru că e mult mai ușor și mi-am dat seama și de ce și pentru un tratament al copilului. Și asta s-a și întâmplat când a fost răcit de la grădiniță sau asta a contat. Și a fost mult mai bine pentru sănătatea lui că am fost eu acasă să-i scot mucii, să nu știu ce și așa mai departe. Pentru că copilul își revine mult mai repede dacă mama insistă totuși să ducă în continuare la muncă și să se implice doar bona sau o bunică, copilul are mai mult de suferit. Deci, până la urmă, e tot o pierdere pentru societate și pentru familie, nu mai zic. Deci v-am convins, da. Nu despre asta e vorba. Și apropo... Eu consider că și pentru tații, mai ales pentru tații care sunt implicați, dar de fapt
cred că tuturor taților ar trebui să li se dea oarecare înțelegere în primele luni de viață ale copilului, să fie așa un mediu la serviciu mai prietenos, astfel încât dacă, uite, copilul trebuie dus la control medical, cred că trebuie să închid acest daily vlog, după aceea se face mult prea lung.